crezi că ar trebui să răspundem ca să știe? Ok? Parcă ai emoții, ha? Da. Nu, nu. Nu? S-au auzit la mine papucii pe jos. Dar dacă le batem în perete? Hai să răspundem, iau înainte. N-am curaj. O fi cineva înăuntru? Ah, frate, a luat ceva timp. Cred că e cineva la ușă. La care ușă? La intrare. Ia vedeți. Hai să vedem cine e la ușă. Ușor, ca să nu vadă, știi? Nu stai seama că a trecut încolo și încoace. E cineva? Nu. Da. Stai seama că a trecut înainte și înapoi. Ia stai să mai trece și a treia oară. Ia stai că mai trece și a treia oară pe lângă ele. Uite, v-am văzut pe ăștia primii. A trecut încolo, a trecut înapoi. Ce anume? S-a uitat la bizon, n-am s-a uitat acolo, știi? Eu am rămas în eu am postat ceea ce foștea. Cred că a fost moș Nicolae pe aici, uh-huh. De unde a apărut asta? Da, a trecut moșul. S-a rămânat. Mulțumesc. Oh. Ce-o fi acolo? Cu-o. Nu știu ce e acolo. Ăștia sunt ai mei pantofi ăștia. Păi da. Nu să-i pun așa în sus ca să le ca să-mi iau. Și a spus și pentru voi. Mm-hmm. Da. Păi noși Nicolae, pentru toată lumea, nu? Da, păi da. Mă, cât o să fac? Uite cum stă cu la bătă. Dar trecută în acolo, i-a spus că sunt copiii cu steau. Aaaa. O, uite dulciuri pentru copilași mici. De-aia e pregătitul. Cu jucării. Lumina și... Te-am întrebat noi la telefon, ți-e să te deranjăm? Am prins lumina să nu calci pe pantofi pe acolo. Și să-i vezi. Da. Așa, doamne, știi ce lumina? Să vede profesora, bucurul ăsta e. Și zic că...